Nu să intri în universul unui alt om. Mai ales când ești grăbit, ai treburi importante de făcut. Nu să stai de vorbă cu un epileptic, nu? Și eu, prietenii mei, câte un pic, câte un pic, câte un pic, așa. Și când nu-l văd pe prietenul acesta, acum intru în panică. După într-o zi, ieri mi s-a întâmplat, veneam, luase copilul de la credință și îl întâlnesc pe omul ăsta, care nu stătea acolo unde stă de regulă, ci în altă parte. Când să pun mâna, nu aveam niciun leu în buzunar. N-aveam bani. Ce să-i zic, ce să... Și el a văzut că eu mă scotoceam și n-aveam. La care, de o delicatețe sufletească extraordinară. S-a făcut, părinte, dar ce mai faceți? Ce face băiatul? Cum îl cheamă pe băiat? El a făcut pasul pe care îl trebuia să-l facă. Și mi-am dat seama cât de formalist eram eu, că eu, de fapt, îl expediam cu leul ăla pe care îi dădea, că te dai de multe ori să scap de ei. Ia-mă și pleacă de aici, să scap de tine. Și el mi-a dat o lecție extraordinară. Să vă trăiască. Cum te cheamă, micuțule? Și am stat de vorbă cu el, un cerșetor, să zicem, da? Să zicem așa. Și mi-am dat seama cât de cald poate să fie omul acesta. Pe lângă care îl trec și îl expediez cu aspirină, nu îi dau acolo, leu, ia-ți leu și pleacă și lasă-mă pace, să n-avea face cu tine. Și apoi mă duc acasă și sunt foarte încântat. Asta s-a făcut o faptă bună, am dat epileticului un leu. Sau 2 lei, sau ce i-am dat eu acolo. Vedeți, nici am crede eu că e mare acolo. Niște filozofi francezi au inițiat un curent în anii 30 și zicea personalism personalist sau umanism integral. Și cred că acest concept umanism integral a caracterizat cel mai bine spiritualitatea ortodoxă. Dacă nu descoperi omul de lângă tine, pe oricare om, oricare omuleț. Nu? Să stai, uite, cu tanti care face curat în sala de clasă. Vă dați seama că noi intrăm în sală, ca studenți sau ca profesori, și vedem tanti aceea îmbrăcată într-un halat care se roagă de... E, femeia aia are o istorie în spatele ei. Femeia e cineva. Nu am ascultat-o nici... Poate nici soțul ei nu a ascultat acasă. E, aia e și la ce asta e duminica fricoșă de judecăți. Știm subiectele, dar nu face nimeni asta. Eu cred că aici avem de lucru. La felul în care noi descoperim raiul din celălalt. Se descoperă greu, se explorează. Nu e ca și cum ai face alpinist. E greu să intri în sufletul unui om. Pentru că noi, de regulă, suntem obișnuiți cu câteva persoane în jurul nostru. Duhovnic, dacă mă duc la duhovnic, deja trebuie să fie impresia că sunt foarte bun ca duhovnic. Nu sunt ca oamenii ăștia care dau duhovnic. Nu ca duhovnic. Așa zicea și Farise. Ce? Eu am duhovnic, eu dau bani cerșetorilor. Deci nu sunt ca vameșul acestei lucruri. E asta e marea cruce a noastră. Asta ne spune Hristos. Nu știu dacă ați sesizat. Hristos când vine, nu vine ca să aducă un manual de dogmatică. O viziune filozofică nouă despre lui. Hristos vine cu niște solicitări morale. Atât de simple, atât de elementare. Niște solicitări morale. Noutatea este la nivel moral. Adică ne învață să fim sensibili unii față de ceilalți. Pare banal. Pare banal. De aceea să încercați să fiți sensibili la fiecare om de lângă dumneavoastră. Să vedeți cât de greu este. Și asta e raiul. Cu cât ești mai dispus să plonjezi în sinele tău, dar și în sinele celorlalți, să comunici mai mult, cu atât ai mai multă parte de rai. De aceea vorbim de mântuire. Așa se mântuiește omul. Eu mă mântuiesc prin tine. Tu ești cheia mântuirii mele. Fără tine eu nu mă mântuiesc. Deci, dacă este mai ușor să ascultăm de duhovnic, pentru că în el putem avea imaginea lui Dumnezeu, și este mai greu să ascultăm de oameni, pentru că încă nu vedem în oameni imaginea lui Dumnezeu. Da, dar asta nu vedem pentru că cecitatea noastră, atenție, cecitatea noastră, noi suntem orbi. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu este în semnul lui. Ne-am obișnuit, pur și simplu. Ne-am obișnuit.
veșnic, pur și simplu. Și, repet, ne face mântuit. Dacă am procedere la o lucrare de idolizare a lumii acestea, am face un lucru extraordinar, să ne liberăm de idol. Idolul este comoditatea noastră. În momentul în care am obișnuit cu ce, las-o că merge așa, am obișnuit cu ea. Ăsta e idol. M-am obișnuit cu duhovnicul. Foarte este duhovnicul de bine în mine. Tot cine poate de bine în mine. Hai să-L cunoaștem pe Hristos. Hai să-L descoperim pe Hristos. Hai să ne întâlnim cu Hristos. Dar ați observat că după înviere, ucenicii nu-L mai recunosc pe Hristos? Se întâlnesc cu El, dar nu-L văd? Luca și Cleopa, pentru noi Emausului, stau de vorbă cu El, știau, firește că e Hristos, dar nu-L recunosc. Îl cunoscuseră înainte de răstignire, dar acum nu-L recunosc. Și călătoresc mult pe drumul spre Emausul. Și dacă a fost în Țara Sfântă, de la Ierusalim, la Emaus, e destul de mers. Și nu-L recunosc. Maria Magdalena. Crede că e grădinarul. Sfinții Apostoli, la fel. Sunt la pescuit și Hristos e pe mari și cred că e un străin inițial. Și își dau seama numai din anumite lucruri. De ce se întâmplă? De ce nu ne recunosc? Vă dați seama cât de cumplit este? Că Hristos e lângă tine și tu nu-L vezi? E o orbire generalizată. Hristos este lângă tine, sau este înaintea ta, te întâlnești cu Dumnezeu și nu-L recunoști. De asta Sfinții Părinți folosesc imagini militare pentru a descrie viața duhovnicească. Adică Sfântul Pavel vorbește despre trecerea din arenă, coiful dreptății și așa mai departe. Pentru că, de fapt, fiecare întâlnire cu celălalt este o explorare, o luptă cu mine însuși. E o luptă cu tirania Eului meu propriu, cu suficiența mea. Aici cred că este cheia tuturor lucrurilor în viața duhovnicească. Dacă mai aveți o întrebare? Adică legat de aproapele nostru. De exemplu, nu iau tot fel de probleme, că n-am nicio legătură cu duhovnicia, cu ce se îmbrace de seară, și nu știu ce. Astea, cumva, cel puțin eu personal, simt că e și tulbură cumva. Și de asta, cumva, poate evităm anumite discuții sau... Sigur că da. Acum, eu nu am departe de mine gândul de abilitate pentru un exhibiționist din acesta. Nu vorba de așa ceva. Și vreau să spun că, gândiți-vă, dacă aș fi invitat pentru exhibiționist, n-aș mai fi spus că e greu să-l descoperi pe celălalt. Nu e vorba de faptul de a le pune pe toată pe masă. Fiecare dintre noi este baricadat în acest sineasă. Fiecare dintre noi, de multe ori, ne baricadăm de noi înșine. Ne frică să rămânem cu noi înșine. Să rămân singur cu mine însumi. Mi-e frică, mă plictisesc, n-am ce să-mi spun mie însumi. Eu cred că ne aflăm într-o situație exact opusă. Acest exhibiționism generalizat este doar o aparență. În mod... realitatea stă tocmai invers. Adică am impresia că oamenii sunt din ce în ce mai baricadați în fiecare în colivia lui. Și de multe ori, colivia e goală. Nici măcar ei nu au curajul să intre în propria lor tainiță, în propria lor inimă. Nu cred că au mai existat perioade în istorie caracterizate de un exhibiționism atât de exagerat ca astăzi. Nu, eu cred că aici e miza. Unul, să avem curajul de a ne interioriza și în același timp să avem curajul de a explora interioritatea celorlalți. De a comunica această interioritate. Pentru că
atâta timp cât eu vin și vorbesc cu celălalt și nu am o interioritate pe care o comunic, totul se transformă în flecăreană. Pălăvrăgim așa, ca la televizor. Cum se pare flecește la televizor? Vorbim frute și nefrute. Care rost, pe care rost. Dar să zice, cum va fi vremea la iarnă? Păi va fi frig, va ninge, va... Și toată țara stă cu ochii la televizor să vadă cum va fi vremea la iarnă. Cum va fi vremea la vară. Va fi secetă, va fi caldă, temperaturile vor ajunge pe locul la 40 de grade. Desigur că doar nu se înghețe apa. O flecăreală fără noimă. Dar toată lumea ascultă flecăreala asta și intră în niște ritualuri zilnice. Își bea cafea, ascultă flecăreala aia tâmpită la televizor și-au pus oamenii televizor, mai ați văzut, și în bucătărie. Gospodina lucrează acolo, soțul pregătește cafeaua, taie cartofii și toți ascultă flecăreala aia și toți flecăreala din vizor. Eu cred că comunicarea presupune, în primul rând, interiorizare. Descoperirea interiorității mele. Și aveți dreptate. Vă dau dreptate în totalitate. Firește că ne puteți zmânti și atunci dacă reducem totul la comunicare de dragul comunicării, adică ca să comunici, a comunica înseamnă a pune în comun. Trebuie să ai ce să pui în comun. Dacă nu ai ce să pui în comun, ce să pui în comun? Epidemia. Asta e pornografie. Și atenție, prin pornografie nu înțeleg doar ceea ce se înțelege strict o sensul, ci tot această flecăreală, tot pornografie. Adică reducția tuturor la epidemia, la pericolul aceasta de suprafață. Atât. Totul este tratat din dragoste, nu mai știu ce. Ajutați-mă, că nici eu nu știu. Totul este o pornografie fără seamă. Disputele politice, pornografie fără seamă. Totul s-a pornografiat în ultimul hal, în sensul în care totul s-a redus la o exterioritate fără conținut. Totul e fără conținut. Totul este... E ca și cum ar fi. Până și alimentele sau pornografia. Mănânci o roșie și arată foarte apetisantă, dar nu are gust. O lume fără conținut, fără adâncime, fără semnificație. Totul e redus la exterioritate. Și aici, da, așa este, aveți dreptate. Vă dau totalmente dreptate. Ca să comunici ceva, trebuie să ai ce să pui în comun. Adică să fii cu un conținut, adică ce să comunici. Cum se zice prin alte aici? Pielea pe buric, ce să comunici? Cu arăs pielea. Atâta. Adică exterioritatea ta și nimic altceva. Nimic, nimic, nimic. Așa e, sunt de acord. Dar ce credeți că a dus la asta și ce să faci ca să treci de nivelul ăsta epidemic? Eu cred că, în primul rând, sunt mai multe lucruri. E vorba, pe de o parte, de frică. Frica de a rămâne cu tine însuți. Frica de conștiința ta. Dacă rămâi cu tine însuți, a spus vocea aia conștiinței. Conștiința nu te laudă de cel mai multe ori de mustră. Și e neplăcut. Toți avem o conștiință morală care strigă. Și ca să fugim de conștiința morală, că am făcut nu știu ce odată și conștiința aia tot ne spredelește, te uiți la televizor. A te uita în limba română vine de la a uita. Uiți de tine uitându-te la televizor sau pe Facebook sau pe ceva. Deci e frică. Este apoi comoditatea. Comoditatea este cea mai mare erezie a vremurilor noastre. Comoditatea. Societatea de consum e cea mai mare erezie și comunitățile pe care ea le presupune, pe care ea le livrează, sunt cea mai mare erezie. Erezia astăzi nu se mai află în spațiul dogmatic. Erezia se află în spațiul moral. Vedeți, pe vremuri Sfinții Părinți, cu tot potriva ereziei, în conținuturi dogmatice. Nu, ereticii s-au refugiat astăzi și erezia s-a refugiat în viața morală. În această comoditate generalizată. Foarte comod, e foarte incomod să ieși din această lâncezeală. Oamenii, e mai ușor să le nevești decât să te străduiești să faci ceva. Și lucrul cel mai greu este să intri în relație cu nou. Eu, ca preot, partea cea mai grea din preoție este să spovedești. Pentru mine, cel puțin. Parcă am fost la coasă când mă tot am spovedit. Și
Și mai se mai zice, ce ai mă, că parcă eu iau, uite, ce ai de ăștia așa obosit? Vin împovărat, obosit, pot să mai ies din starea aceea de oboseală mentală. Foarte greu, e un efort pe care îl faci pentru a intra în problemele fiecare. E incomod să faci lucrul ăsta. Problemele sunt incomod, noi nu vrem să ne sacrificăm liniștea. Cred că din cauza asta. Și apoi există, firește, ispita aparenței. Societatea în care trăim, lumea în care trăim, e foarte colorată. Foarte... Uitați-vă internetul. O lume a imaginilor. Imagini peste imagini. Imaginile de pe internet sunt mai frumoase decât realitatea. Dacă faci o fotografie la sala asta, fotografie, sala arată mai frumos decât în realitate. La nivelul ăsta s-a ajuns. Nu? Să te uiți la televizor, televizorul ăsta HD prezintă o imagine mai frumoasă a realității decât de realitatea, la realitate. Sunt multe cazuri, sunt multe motive. În orice caz, calea către ea de această comunitate. Nu spun Sfinții Părinți că drumul către ea e larg. E foarte larg. Calea către mântuire este făcută, este grea. Iar dificultatea asta nu constă în câte metani bați, în câte zile de post nebuții. Pentru că noi nu se luau olimpiada de bătut metal. Nu se luau de bătut metal. Am bătut 4273. Asta nu vrea să însemne că nu e bine să bați și că nu te ajută. Dar dacă le bați doar ca gest fizic, n-ai făcut nimic. Firește. Ele trebuie să te ajute tocmai să realizezi această internalizare. Atâta timp cât nu faci pasul acesta mai departe, ești la olimpiada de bătut metal. Și n-ai făcut nimic. De fapt, crucea noastră este celălaltă. Este omul de rebelie. Vedeți, de asta a spus un filozof francez la Ferse Lotre. Celălalt e iadul. Ai iadul pentru că celălalt e permanent o provocare pentru mine. Trebuie să-l înțeleg, trebuie să-l descifrez, trebuie să reușesc să pătrund în problemele angoase. Să sufăr împreună cu el. Asta înseamnă compasiune. Ca să fiu capabil de compasiune, trebuie să înțeleg durerile, suferințele. De asta am zis la Ferse Lotre. Pentru că, da, pentru omul comod, cel mai greu lucru este să comunice cu celălalt. Dar, de fapt, raiul este celălalt. Celălalt rai. Asta e calea. Vom avea surpriza ca în rai să vedem oameni care nu au bătut nicio metală niciodată. Vă garantez, vă dau scris acum. Dar care au avut această, care au practicat această asceză a comunicării cu celălalt. Această asceză a jertfei pentru celălalt. Faptul de a intra în sufletul celuilalt om, de a înțelege pe celălalt om, este cea mai grea asceză. Nu cred că există ceva mai greu în lumea aceasta. Și de asta e greu. Fiind grea, nu, asceza e grea. Ia să ținem post. Postul e mai greu decât să mă mâncă de dulce. Dar să ții post de lucru. E și mai greu, nu? Nu mai bine mănânci carne de porc. Nu? Mai bun cotlet. Tata Socu spunea ce cea mai bună legumă e carne de porc. Și așa e cumva. Nu? E mai complet să mănânci carne de porc. Deja când treci la asceză, la simplu fapt de a ține post, e mai greu. Ia să, dacă încerci să nu să ții post negru. Iertați-mi expresia, mațele încerce gărțe. Stomacul acolo e mai de el. Ai senzația că mori. Uite, acum ieși. O să te smurdu după mine. Încep să apară tot felul de idei în cap. Mă văd deja închis pe năsărie. Încântă vapele la cap. Mă bocesc. Nu știu, doar zic, dar ce fac eu aici? Ia să mai bine mănânc cu cotleta pe limita, nu? Iată, asceza e grea, dar cea mai grea asceza nu e asta să ții post în sensul ăsta. Este celălalt, este semnul de la care... Sfântul Vasile cel Mare spune foarte frumos, tu ții post și nu mănânci de dulce, dar mănânci pe fratele tău. Tu ții post și nu mănânci de dulce, dar mănânci prăjit, rasol pe fratele tău. Asta este.
Părinte, cum putem să-i ajutăm pe apropiații noștri, soră, frate, tată, care aparent, în paranteză, pentru că nu putem cunoaște adevărata trăire interioară a lor, trăiesc superficial, atenți doar la lucrurile exterioare. Chiar dacă am încercat sincer și cu dragoste să le deschidem ochii, am lovit în acel strat epidemic de care spuneți. Da, da, este riscul de a te lovi de pereții sufletului din celălalt. Nu cred că există o altă cale decât bunătate. Decât faptul ca eu să fac necondiționat lucrarea aceasta de asediere, poate prea mult spus asediere, dar de penetrarea sufletului celuilalt. Și sufletul celuilalt nu intri decât cu bunătate. Eu nu știu alt berbec care să nărească zidurile sufletului celuilalt. O bunătate încăpățânată, o bunătate reluată, o bunătate dezarmantă. Vorbim despre multe virtuți, însă despre bunătate vorbim mai puțin și o să vorbim, ar fi o calitate naturală, nu o calitate naturală. Bunătatea se exersează. Zi de zi te antrenezi, cum te duci la sală și tragi de gantere sau de ce se mai trage, ca să faci o constituție fizică, la fel te antrenezi, mă trezesc în fiecare zi dimineața și zic, trebuie să mă antrenez cu bunătate. Deci asta trebuie să faci. Și ca să te antrenezi cu bunătate, trebuie să iei tortul în figură cât mai multe. Cât mai multe umilințe, cât mai multe cafteri, iertați cu expresia. Da? Cu cât mă încasez mai multe și știi pentru ce le încasez. Le încasez pentru Hristos, pentru mântuire. Cu cât faci lucrul ăsta mai mult, cu atât te antrenezi mai bine. Și fără bunătate nu vei putea ajunge la inima celuilalt niciodată, ci cu răbdare. Și, în general, știți bine că nimeni nu este proroc la el acasă, profet la el în țară. Mai ales tata și mama o să zic, că învață țâncul ăsta sau copilul ăsta, cum le învață ea pe că noi știm mai bine. Însă nu trebuie să-i învățăm pe ceilalți. Eu cred că e suficient să arătăm bunătate, dar nu într-un sens sentimentalist, ci bunătatea prin disponibilitatea noastră pentru ceilalți. O bunătate foarte pragmatică, foarte activă, foarte deschisă, foarte adecvată. De a spune lucrul potrivit la momentul potrivit. Cuvântul potrivit la momentul potrivit. De a face lucrul potrivit la momentul potrivit. Pentru fapta potrivită, pentru persoana potrivită. Sunt oameni care au reușit să facă lucrul acesta. Sunt Sfinții Dumnezeu. Care au reușit să fie adecvați. Asta e Sfințenia. Faptul de a fi adecvat. De a spune cuvântul potrivit, omului potrivit. De a reuși să transmiți căldura lui Dumnezeu. Gândiți-vă, cum au reușit Sfinții să convertească sute de mii de oameni? Gândiți-vă, au fost 12 apostoli, da? Pe lângă ei au mai fost cei 70 de ucenici și poate încă alți misionari, alți lucrători în ogorul propovăduirii, întocmai cu apostolul. Să fie fost câteva zeci, hai, 100, 200 de oameni. Acești 200 de oameni au adus la Dumnezeu milioane. Sute de mii de oameni convertiți, credeți-vă. Asta înseamnă o capacitate extraordinară de a pătrunde de inima celuilalt. Aceștia sunt Sfinții lui Dumnezeu. Chiar și cei care au trăit într-o izolare de ascetică. Iată, mă gândesc acum la Sfântul Atunie cel Mare. El trăia o pustie, dar la el veneau din toate părțile lui. Și cuvântul pe care îl spunea fiecăruia, după specificul fiecăruia, era cuvânt potrivit, cuvânt adecvat. De asta zice, Părinte, spune-mi un cuvânt. E cuvântul doar pentru mine. Nu e cuvântul pentru valabil și pentru altul. Ar fi ca la supă, știți ce a făcut supă? Că s-a dus în armată, a fost să scrie al lor săi scrisoarea acasă. Dar nu știa să scrie o scrisoare. Și a luat și el de la un coleg de-al lui, model. Și el a copiat, m-a dat o scrisoare. Numai că colegul scria și despre el, de scrisoarea, despre supă. Și la un moment dat zice, despre supă ce să vă spun? E în rog, cum știți dumneavoastră, cam așa și aici.
că m-am făcut înțeles. Despre asta e vorba. Repet, nu avem nicio șansă până când nu reușim să înmuiem omul de lucru. Dar ca să înmuiem, mai întâi trebuie să vedem. Un filozof german, Axel Honneth, urmaș al marilor filozofi din școala de la Frankfurt, marxiste, ea, acest gânditor neomarxist, a scris o carte care se cheamă Unsichtbarkeit, invizibilitate. E o carte scrisă, desigur, în cheie socială, dar el observă ceva. În relațiile sociale dintre noi, de cele mai multe ori, pe cei situați inferior pe treapta socială, inferior nouă, nu-i vede de dreptul. Sunt invizibili pentru noi. Pentru că nu contează doar de oamenii care contează. Pe ceilalți nu-i vede. El tratează în cheie socială, pentru că este mai marxist. Dar lucrul acesta propriu zis să-i facem fiecare dintre noi de atâtea ori. Vedem doar ce vrem noi să vedem. În rest, pe cei mai mulți dintre semenii nu știu, nu-i vedem. Sunt pentru că invizibili. E bine, cu cât suntem mai capabili să vedem mai mult, să vedem mai mult pe semenii noștri, cu atât mai mult vom merge către mântuire. Nu vă veți mântui, dragii mei, decât prin aproape. Nu există altă cale decât prin celălalt. Altă variantă căutați, nu veți găsi. A, există nuanțe. Înțelegem noi să se urci lucrul acesta, dar nu mă mântuiesc decât prin soția mea, prin copilul meu, prin vecinul meu, prin cerșetorul pe care îl întâlnesc, prin cei pe care îi văd și descoper. Numai așa mă mântuiesc. Toate celelalte sunt elemente ajutătoare, până și dogmele. Cunoștințele de dogmatică, de teologie, nu sunt așa decât elemente ajutătoare pe această cale către mântuire. Dar calea aceasta trece prin inima ta. Dacă mai aveți o întrebare? Ziceați că noua erezie, cum ați prezentat așa, în Antichitate sau Sfinții Părinți, preluau filozofia păgână și băteau cu armele lor. Noi, ziua de astăzi, ne-am putea face același lucru, adică să folosim tot ce îi și să-l convertim, să-i dăm un sens creștin. Ați zis că toată societatea e așa de consum și noi, din contră, să sprijinim, cum zicea irlandezul Peter Harley, să ne ajunăm în jurul producătorului, autentic, țăranului, român, să nu știu. Da, asta se poate face. Însă, din nefericire, nu mai avem situația Sfinților Părinți. Situația Sfinților Părinți, în Antichitate, era una comparativ cu a noastră, una fericită. Pentru că Sfinții Părinți aveau șansa de a avea adversari autentici. De adversari. Aveau șansa de a găsi chiar în acei păgâni rătăciți niște oameni care căutau sincer adevărul. Mulți dintre ei, nu putem să spunem că Aristotel nu a căutat sincer, sau Platon, sau Epicur sau Democrit, n-au căutat sincer adevărul. A, că nu l-au găsit în totalitate sau că au găsit fragmente de adevăr, e adevărat. Erau oameni care suferau de multe maladii, dar cu siguranță nu de superficialitate. Omul antic nu era superficial, deși nu avea adâncimea pe care o vor scoate la iveală Sfinții Părinți. Noi acum ne-am dorit să avem, desigur, parteneri de dialog, dar ce să culegi, nu să culegi. Problema noastră e că trăim într-un deșert. Ce să culegi de la lumea asta? Că nu prea mai ce să culegi. Adică nu e nimic de cules. Eu nu văd ce ar fi de cules. Atitudinea la care făceați referire, da, e o atitudine, să spunem, de o poziționare alternativă, nu? Încercăm să găsim o alternativă. Și, într-adevăr, împărtășesc punctul dumneavoastră de vedere, că, într-adevăr, putem să ne grupăm, putem să ne arătăm anumite preferințe, putem să încurajăm anumite comportamente, anumite tendințe ale pieții și așa mai departe. Însă, haideți să ne gândim lumea politică, de fapt, în Antichitate și
părinți au avut neșansă, dar și șansa de a avea niște adversari radicali care o spuneau lucrurilor pe nume. Urau biserica și îi persecutau aruncându-i la lei, în arele, pe crește. Astăzi avem adversari care nu bărbăția împăraților și n-au nici consistența aceea, ci caută să denigreze într-o manieră absolut mizerabilă, trivială, lipsită de inteligență. Ce anume? Credința, tatinile, biserica. Anu că nu ar avea chiar ce critica, dar înseamnă că biserica pe raiul pe pământ nu este. Ar fi deja asta erezie, să crezi că biserica deja e raiul. Nu e raiul, că raiul, împărăția lui Dumnezeu, începe aici, dar nu este propriu zis biserica. Biserica e doar un pas către împărăția lui Dumnezeu. Dar, toate acestea, felul în care vedem că evoluează maspedia astăzi, cum se raportează cu sfera publică, la viața spirituală în general, te dezamează nu prin atitudinea cretină de nereceptare, ci te dezamează prin faptul că nu ai cu cine să comunici, să comunici, că nu ai cu cine, nu au argumente. Gândiți-vă, a existat un videoclip la un moment dat, o catedrală, că Dumnezeu preferă lucrurile mici, o tâmpenie. Și să răspund la așa ceva. Era de o prostie incredibilă, adică și să iei de aici, că da, aș fi de acolo, să nu de acolo și să îi bate cu armele lor de imam arme, e o mare prostie. Adică, de unde știi tu că Dumnezeu preferă să faci ce faci? Ce preferă Dumnezeu? Și cine vorbește despre Dumnezeu? Și așa mai departe. Și ce cântec era? Ce mesaj era? Ce lucru de fapt? Nici nu știu ce voia. V-ați văzut că un concetățean de adunează de aici din oraș și a retras din videoclipul respectiv. Și a dat seama ce a făcut pe acolo. Când a înțeles ce a făcut. Și omul, bărmăjeală generală. Eu nu știu din ce am putea noi. Eu mi-aș dori să avem niște adversari pe măsură. Adică niște oameni care să vină cu argumente foarte serioase. Dar, domnule, uite. Dar noi nu avem șansa pe care a avut de pildă Origen să-l aibă pe Celsus cu care nu polemiza. Sunt niște atacuri mortale, niște atacuri așa, fără noi, mă. Numai ură, ură, ură. Adică eu n-am înțeles până la urmă care e tema. E pur și simplu o reacție de respingere a tot ceea ce este bisericesc, fără argumentație, fără argumentație, fără argumentare, meritație. Adică, măcar dacă ta, ce nu-ți place, ce nu-i bine din ce fac eu? De regulă, toate reproșurile se reduc la faptul că biserica nu e implicată suficient social. Dar de regulă, oamenii care spun lucrurile acestea nici nu cunosc viața bisericii. Nici nu cunosc cât de face biserica și biserica nu este mitropolitul, episcopul. Biserica este noi toți. Nici nu se știe ce face biserica și dacă nu știe, vorbește ca să se afle treaba. Cât de implicată poate să fie? Ce poate să facă? Gândiți-vă numai la faptul că Ministerul de Externe al României, ci această biserică unită, este cea care are reprezentanțe peste tot și ține pe români uniți, aproape de țară, cu gândul la țară, nu ambasade de români, ci parohiile românești de străinătate. Biserica asta i-a urmat pe români, pe unde s-au dus ei. Și adună pe toți acolo și ne păstrează conștiința românească. Asta e, ea e Ministerul de Externe al României, nu? Iertați-mi că nu cumpărăie ea de la București. Ei nu sunt în stare de nimic. Acești preoți culiți, acești credincioși culiți, aceste băbuțe culite că se pe poaște. Ei se duc pentru că acolo e ceva. Cum a răspuns o astfel de băbuță? Păi, ce, vă înghesuiți aici, doamnă, nu-i că e cam necivilizat. Și bucureșteam ca o femeie, e amărâtă din București. Dar, doamnă, dar se merită. Se merită. Aici e ceva, se merită. Deci, da, stă două zile în frig, în zloată. Știți cum unde sunt totul? Zloată, e, la București, stă, fiștea Fraiova, de la București, în special. Zeci de mii de oameni care așteaptă la coadă. Eram adolescent și am fost și eu odată la coadă aia, când eram adolescent și era incredibil. Deci nici nu mai simțeai oboseală. Se crea o unitate așa, o comuniune între oamenii de cele mai diverse categorii sociale și de vedere al educațiilor. Dar oamenii așa toți încerceau să pupe moaște, pentru că se merită Domnul. Nu?
sau de polemică. Mi-aș dori să avem, dar din păcate nu mi-aș dori. E o reacție idiotă și atâta cretină, programatică, e o reacție, atâta. Dar reacția asta nu e articulată. Da, domnule, îți reproșesc că dumneata... Uitați-vă legat de referendumul acesta. Nu, societatea civilă îți speță anumite ONG-uri pe care biserica, și nu numai biserica ortodoxă, ci și confesiunile creștine și necreștine din țara asta le-au sprijinit. Au propus modificarea Constituției. Nu? S-a propus o temă de discuție. De discuție. Cu argumente și așa mai departe. Nu a venit nimeni să argumenteze de ce nu e bine ce s-a spus, ce s-a propus. Sunt 3 milioane de sănători. Nu mă bășcălim. Ducere derizoriu a bisericii și a poziției acestor 3 milioane care ar fi nu știu cum. Dar oamenii ăștia de bine, de rău, au propus o temă de discuție. Hai să discutăm. Ați sesizat din partea cealaltă. Uite, eu mă uit pe blogurile astea de la Adevăr, care sunt toate anti, sau cele mai multe sunt împotriva bisericii. N-am văzut la niciunul dintre cei care au scris împotriva aceste inițiative legate de familia creștină, n-a văzut argumente. Acești oameni, ce care vor fi, că nu mai aveau studii, nu au fi noi pregătiți, dar au, oamenii și-au pus o problemă. Ați văzut o reacție articulată și da, stăm, discutăm, de ce nu e bine așa? Hai să vedem. Nu vă spun că e o reacție articulată, numai reproșuri, reacții cu privire la cât de rămași în urmă sunt acești 3 milioane, că sunt la țară, din Teorba, din Vasului, de unde sunt. Telorman din Vascu sau din Cluj. Problema este, ai ceva de spus? Hai să discutăm. Și vedeți că nu avem parteneri de discuție. Dar nu mi-aș dori să avem un partener de discuție. Da, ateist. Dar acela să-și avere punctul de vedere cu argumente pertinente, discutăm. Pe atunci încă se mai făcea lucrul ăsta în antichitate. Chiar și în perioada comunistă se făcea. Mi-aduc aminte, era student la teologie și a venit un activist de partid. Avea un nepot care era student la teologie. Și activistul de partid, domne, el intrase așa cu mâna la spate, se plimba, era un maratonist, se uita pe acolo. O mare, așa. Și nu știam că era activist de partid și am intrat în dialog. Da, domne, omul era convins, comunist, convins. Da, domne, dar ce domne, e cam învechită treaba asta, trebuie să societatea evoluează. Așa a învechit cum a fost el, comunist din ăla, politruc din ăla, comunist. Am purtat o discuție cu el. Era clar, el credea în ceva. Cine mai în vârstă știe cum erau cu... Credeau în ceva, domne. Credeau în societatea aia pe care nu au realizat niciodată. Dar ei aveau o bază de argumentare. Veneau cu niște idei. Puteai să preiei, într-adevăr, din argumentația lor și să intri într-un dialog cu ei. Dar eu nu văd acum la argumente. Nu văd nimic. Mă referam doar să preluăm tehnica și armele astea, mass media, scrisul, cum au făcut Trinitas și... Tehnica nu are un control, fiu, sunt total de acord cu asta. Nu avem un control, pe cum poți să nu mai preluăm tehnica? Cum să nu preluăm tehnica? Fără tehnica asta nu mai faci față, nu cum să nu faci față. Nu ai cum să nu fii prezent. Să ne folosim de instrumentele astea, nu. De Facebook și de tot. Facebook-ul nu e român, el însuși. Nici cuțitul nu e român, el însuși, deși da, cuțitul înfipt în spate, fac o rană care poate să fie mortală. Facebook, firește, nu e rău să însuși. E bine că noi suntem prezenți, să fim prezenți și pe Facebook. Există persoane care sunt foarte prezente și care au ce spune. Chiar în Craiova avem, am cunosc un preot foarte prezent, care, paradoxal, activează pro-democrație. Și mulți dintre ceilalți confrați ai noștri sunt împotriva lui. Ce caută omul ăsta în pro-democrație? Ăștia ne denigrează și de acolo. Eu l-am sprijinit și am socotit că e foarte bine. Scrie pe... are un blog de ăsta, sau cum se cheamă, scrie pe Facebook sau pe ce așa, pe... Cred că e foarte important să fim prezenți și să aducem argumente, chiar dacă din partea cealaltă nu vine nimic. Dar cred că nu trebuie să ne oprim din a aduce argumente și să nu ne supărăm ca deșteptul pe sat. Pentru că, din păcate, trebuie să o spunem, a existat o perioadă de timp în care, la nivelul bisericii, așa se comunica oficial. Ne supăram de sat. Era un purtător de cuvânt de la București, acolo, se lua la ceapă.
Îi punea un jurnalist o întrebare, da, te evidențiați. De aia zice, da, cu jurnalistul, păi problema ta nu e să te cerți. Problema ta e să argumentezi, da, uite cum vede de lucruri. Așa, așa și așa. Aduceți contraargumente. Și într-adevăr, acum am observat că de când există un lucru de toate cuvânt, acolo nu mai sunt, sunt dezarmați cei care ar dori să găsească lot în capul biserici. Sunt comunicăm, firește și prin toate mijloacele. Dar, din punct de vedere al conținuturilor, mă tem că avem foarte puține persoane cu care să dialogăm. Mi-aș dori să avem niște adversari de ăștia, să-l avem pe Karl Marx printre noi și să pe Stalin și să ne duelăm așa cu Stalin și să aducem argumente. Ne luptăm cu nimic. Și poate că așa e bine că se întâmplă asta, pentru că vedeți și noi ce e iadul. Iadul e nimic. Iadul e nimic. Este, de fapt, o neontologie, o neființă. Răul e neființă. Abia acum înțelege, de fapt, ce e răul acesta. Că de bine de rău, vedeți, comuniștii au persecutat mai puțin biserica decât o fac ăștia. Ăștia au mai multă răutate decât comuniștii. Pentru că, vedeți, până și comuniștii știau la un moment dat să ajunsese la un moment dat la un anumit respect față de faptul că noi aveam o altă credință, o altă orientare. Și atunci, are o altă ideologie, că e așa, ideologie. Sunt de o altă ideologie. Și înțelegea că nu mai e aceleași valori, nu mai e aceeași orientare. Dar aici, nu văd eu, este un război mortal. După ce se poate face, doar bunătate, raționalitate, explicare, de fiecare dată o luăm de la capul, te explicăm, multă smerenie, suntem jini, suntem atacați, nu? Suntem mai proști, ortodoși, fundamentaliști, cum ne mai zice, naționaliști, legionari și așa mai departe. Și încercăm cu tot ce facem noi și cu toate argumentele pe care le aducem, să întâlnim că nu e așa și că tot ceea ce se spune e greșit sau că tot ceea ce se spune e greșit sau este interpretat greșit. Cred că asta este soluția. Multă răbdare, nu avem altă. Suntem în dar nu în răutate. Biserica întotdeauna a fost în stare de asediu. Zice că s-a dus, nu știu, s-ar putea să știți anecdota aceasta, dar zice că s-a dus evreul dintr-o stat german la preotul catolic, la evreul. Să boteze. Cum ai zis să te botezi? Păi, zice, nu, eu vreau să mă botez. Păi, dar te-ai gândit, ai reflectat bine, da? Băi, zic să te mai gândești, uite, ca să te gândești mai bine, du-te la Roma și te gândești la Roma, când te vei întoarce, dacă tu rămâi la ideea ta, da, eu te botez. Și se întoarce de la Roma, Iții, și Iții, deja se botezase la Roma, cu o cruce mare pe piept. Băi, Iții, ce e cu tine? Nu mai e Iosif, Iții, sunt Isaac, sunt Iosif. Păi cum Iosif? Iosif, nu m-a botezat. Păi și cum a fost la Roma? Ce să spun, părinte? Papii, niște eretici, imorali, păcătuiesc, au țintoare, cardinali, nu mai îmbețină, păcate peste păcate, vici. Păi și m-am convertit. Păi cum de te-ai convertit? Păi m-am gândit că dacă până și din interior dau ăștia în biserica asta și ea rezistă, înseamnă că e ceva aici. Dacă și din interior, până și oamenii bisericii încearcă să submineze biserica asta. Și atunci rezistă și rezistă, pentru că e lucrarea lui Dumnezeu. E ceva aici. Se merită. Mulțumim, Părinte, pentru toate. Eu vă mulțumesc. Mulțumim. Serafimii, care fără stricăciune,
tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cea cu cinstirea și vecii vecilor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, să primele Domnului Părinte. Unul este Dumnezeu, cu asocat și cu asemire de oameni, totdeauna acum și cu lumea și vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, iubește și mântuiește pe noi. Amin. Bună seara! Thank you.